S-am discutat în aceste săptămâni din plin scandalurile din interiorul PNL, cursa aceasta electorală cu dosare, cu strigăte dintr-o tabără în alta, ba chiar și lupte fizice la Timișoara s-au bătut susținătorii celor doi candidați la șefia partidului. Am vrut însă să vedem și cum s-au văzut în preferințele electoratului. Cum a văzut electoratul acest spectacol? Vasile Dâncu, președinte al Consiliului Național al PSD, dar și sociolog, pentru că asta este profesia dânsului, e invitatul din această seară în studioul Digi24. Bună seara, domnule Dâncu! Bună seara! Împărțim discuția în două, cu permisiunea dumneavoastră. Mai întâi, jucați rolul de sociolog imparțial, ne uităm pe cifre și căutăm explicații și apoi îl jucați pe cel de politician. Sigur, mă interesează mai mult cea de sociolog în această seară pentru că avem și niște date. Comentariile sigur că le putem anexa la final. Avem aceste date extrem de interesante. Este vorba despre un sondaj IRES și am să fac datoria de a spune care este metodologia, eșantionul și perioada. Sondajul este făcut pe 1006 respondenți. Eroarea e de plus minus 3,1%, iar acest sondaj a fost făcut în perioada 16-19 august. Astăzi l-au terminat colegii dumneavoastră sociologi de la IRES. Este ferbinte și a fost făcut prin metoda CATI. Metoda CATI fiind cea care a fost aplicată. Datele sunt relevante. Sondajul ăsta este unul din ceea ce știu pe care dumneavoastră, pe care cei de la colegii de la IRES îl fac regulat pentru a vedea barometrul, care e barometrul opiniei publice, da? Iau pulsul. Și pentru a aduna date, pentru că atunci când trebuie să faci un exit poll, de exemplu, ai nevoie de date foarte multe din spate pentru a vedea amplitudinea mișcărilor emoționale, pentru a putea să înțelegi mai bine evoluția. Nu poți să faci o prognoză bună doar în ziua votului, decât dacă ai și date foarte bune din spate. Pentru acea calibrare de care auzim atunci când avem runde electorale. Bun, haideți să intrăm chiar în ce ne arată acest sondaj. Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită? E o întrebare care se regăsește în majoritatea cercetărilor sociale. Iar rezultatele, or să îi rog pe colegii noștri să le și afișeze, sunt următoarele. Direcția este bună 19%, direcția este greșită 79%, nu știu, nu răspund, 2%. Nu e o tendință, nu sare din felul în care arată de obicei răspunsul. Este general în trend. Noi aș putea să explic un pic de ce folosim această întrebare, pentru că unii ne spun că este destul de abstractă pentru publicul larg. Dar este nu numai o formă de a ne calibra noi eșantioanele, pentru că este și o formă pentru calibrarea eșantionului, dar vorbește despre atitudinea generală a oamenilor față de politică și față de viața lor. Și atunci când știi că ai 80% dintre oameni care spun că România merge într-o direcție greșită, de fapt ei nu se referă neapărat la direcția, să spunem, pe care țara o are în anumite alianțe politice sau în dezvoltare, ci în modul în care este guvernată țara. Adică ce se întâmplă în viziunea lor cu viața lor și cu cât de bună este alegerea pe care o fac politicienii în ceea ce privește guvernarea, în ceea ce privește conducerea țării, ca să spunem așa. Guvernarea și chiar mai mult decât atât, cred că este o impresie pe care cetățenii o au față de clasa politică în general. Este un indice complex și aș putea să-l comentez și din perspectiva dinamicii lui, pentru că acum și în general în perioada de criză politică este în jur de 20% direcția bună. Atunci când vin alegerile și mai ales alegerile pentru funcția de președinte, care este alegerea cea mai importantă pe care o consideră oamenii în acest moment, atunci indicele acesta de empatie cu clasa politică sau de pozitivitate urcă până la vreo 40% și scade instant după alegeri. Există o speranță pe care cetățenii atunci o pun în urne. O atașează de fiecare dată votului pe care îl bagă în urne. O a doua întrebare și ea una obișnuită. Rezultatele sunt însă, cel puțin din punctul meu de vedere, surprinzătoare. Am văzut și alte sondaje în această perioadă. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, care este partidul politic pe care l-ați vota? Și iată de ce spun surprinzătoare. PSD 35%, PNL 27%, USR plus 14%, AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, 14%. Un sondaj de săptămâna trecută arăta PNL într-o cădere accentuată.
se dusese undeva la 18% în cifrele acelui sondaj. Ori imaginea pe care datele culese de colegii dumneavoastră sociologi de la IRES nu arată acum acest sondaj, se păstrează, se conservă cumva într-un trend pe care îl cunoștem. Într-un trend oarecum constant în ultima vreme, pentru că momentele emoționale, cum sunt cele de acum, o să le vedeți surprinse în alte întrebări care vorbesc despre deteriorarea imaginii Partidului Național Liberal și a partidelor care se află la guvernare. Însă când este vorba de alegeri și nu este o perioadă de alegeri, oamenii încă nu contabilizează aceste momente proaste ale partidelor sau aceste emoții negative. În general, răspund cam 50% doar la această întrebare, deci ceilalți, noi contabilizăm aceste date pe 50%. 50% sunt nehotărâți în acest moment. Deci, într-un fel, s-a îngroșat numărul celor nehotărâți, pentru că înainte de asta votau în jur de 60, ne spuneau în jur de 65-70% cu cine votează acum. Au plecat însă o parte, iar această cifră a rămas oarecum ca medie, dar din mai puțin electorat. Adică s-au pierdut electori pentru partidele de la guvernare, doar că s-au mutat în zona nehotărâților. Bun. Erau oameni care ar fi mers să voteze cu unul dintre aceste partide, însă, dintr-un motiv sau altul, au ales să nu mai își exprime deloc opțiunea. Sunt în groașă rândul nehotărâților. Este o fază de trecere. S-ar fi văzut în absenteism. În absenteism s-ar fi văzut. Și noi îl vedem în prelucrarea datelor, pentru că, spuneam, acest 100% în care îl împărțim între partide este format doar din jumătatea electoratului. Și, în general, oamenii, înainte de a face schimbări, pentru că există o vulnerabilitate a votului pentru partide și o volatilitate mare a votului, oamenii, înainte de a se muta la un alt partid sau de a trec printr-o fază din asta de nehotărâți, în care se gândesc, în care își dau o pauză și lor de gândire, mai dau speranță celor care au fost înainte preferați. Bun. În acest barometru, colegii de la IRES au trecut și la o analiză în detaliu și o să vedem o serie de întrebări interesante legate de scandalul dosarelor domnului Câțu. Prima întrebare ar suna cam așa. Dumneavoastră ați auzit de dezvăluirile recente care îl privesc pe primul ministru Florin Câțu? Și iată răspunsul. Da, am auzit doar de incidentul legat de consumul de alcool în SUA, 11%. Da, am auzit doar de incidentul legat de datoria neplătită în SUA, 3%. Da, am auzit de ambele. Și o să-i rog pe colegi să lase puțin aceste cifre pe ecran. 27% nu au auzit de niciunul. Este limpede că primul dosar a avut o notorietate mai mare. Și un timp mai lung de mediatizare. Iar cel de-al doilea, considerabil mai mic. La fel însă, 59% dintre cei pe care i-ați întrebat spun că au auzit despre aceste dosare. Cu toate dosare. Că notorietatea și a scandalurilor publice în perioada de concediu, în perioada iulie-august, este mult mai mică. Adică oamenii se preocupă mai puțin, audiențele, nu știu dacă se vede asta și în studiile de audiență, scad câteodată în perioada aceasta, crește divertismentul și alte lucruri, oamenii sunt plecați de acasă, însă se vede că în acest studiu, peste 70% dintre oameni au auzit măcar de o bucată din acest scandal. Mai e ceva specific, faptul că în acest scandal au fost niște nuanțe, rezonanțe, cuvinte care rezonau. Alcool, 48 de ore reținut, cancanul acela despre care vorbeați. Sigur, datorii neplătite. Până la urmă, toate acestea fac parte sunt un ingredient pentru senzaționalul din mass media până la urmă, mai ales când este atașat unei persoane publice. Haideți să facem o paranteză și acum merg către politicianul Vasile Dâncu, pentru că vă văd zâmbind. PSD-ul îi convine de minune ce se întâmplă acum în PNL, domnule Dâncu. Eu nu sunt, fiindcă nu sunt un politician, să zicem, care mă bazez numai pe instinctul de politician, ci mă bazez și pe cifre. Eu nu sunt foarte optimist când, să zicem, Partidul Social Democrat, partidul meu, crește pe baza unor scandaluri ale celorlalți, pentru că este o creștere care trebuie susținută și prin
într-un efort propriu, prin proiecte, printr-o comunicare bună, printr-un program de opoziție și prin acțiune socială pe care trebuie făcută. Deci PSD-ul poate beneficia de acest credit înalt pe care îl primește pentru că ceilalți greșesc, dar numai dacă va acționa. Dacă va reuși să păstreze un nivel și să pornească de aici încolo. Să știți că bătălia care se întâmplă în mass media de foarte multe ori între putere și opoziție, legată de invective, înjurături reciproce, chiar într-o regie din asta să pară spectaculoase încât să facă titluri, nu mai reușesc, aceste lucruri nu mai reușesc să convingă pe oameni. S-au săturat oamenii. Îngroașă rândurile celor absenți. Celor absenți și a celor care sunt, au neîncredere în politică. Oamenii vor tot mai mult proiecte și idei. De asta avem încă lipsă în politică. Domnule Dâncu, o să vă opresc pentru câteva secunde. Cei care ne urmăresc au văzut deja într-un colț al ecranului o informație de ultimă oră. Sunt imagini în direct, în apropierea Capitoliului. Este o amenințare cu bombă. O persoană ar fi parcată o mașină în acea zonă, o zonă cu o securitate sporită, și amenință că va detona o bombă, un dispozitiv exploziv pe care îl are în acea mașină. Vedeți și dumneavoastră acum, imaginile sunt în direct. Forțe impresionante de securitate au fost la fața locului. O să rămânem acolo cu ochii atenți și o să revenim pentru a vă relata cum evoluează această situație. Ne întoarcem la discuția din România. Bun, domnule Dâncu, ne-ați spus, zâmbind, iarăși repet, un răspuns elegant, PSD trebuie însă să aducă și substanță, nu doar să primească voturile sau să se bucure că alegătorii celor care se simt dezamăgiți de scandaluri nu mai vin la vot. PSD ar trebui să aducă și substanță, asta e ce spuneți dumneavoastră. Vă invit iar să luați haina de sociolog, mergem la următoarea întrebare, care sună așa. Atunci când a fost numit ministru de finanțe, credeți că Florin Câțu, erau întrebați oamenii, ar fi trebuit să spună public despre incidentul din Statele Unite? Și aici răspunsul este da, o majoritate clară, 76%, 23% spun nu. Aici a pierdut, domnule Dâncu, în opinia dumneavoastră, cu experiența politică pe care o aveți? A pierdut în doi timpi, ca să spun așa, pentru că sondajul are mult mai multe întrebări. Eu am făcut și o prelucrare astăzi la unele întrebări pentru a vedea ce tipuri de publicul spun. Și aici avem câteva grafice. Foarte interesant. A pierdut în doi timpi. Atunci când nu a spus despre asta, când a fost numit în funcția de ministru de finanțe sau când a fost numit pe lista parlamentară, și apoi că nu a recunoscut în momentul în care a fost întrebat de presă, acum. Ar fi putut să salveze o parte din acest scandal dacă ar fi fost sincer în primul moment și dacă ar fi avut o transparență totală în primul moment în care a fost întrebat de presă, atunci când s-a aflat. Dezamorsa această bombă din CV-ul dânsului. Dezamorsa o parte din efectul scandalului, dar jumătate din scandal poate fi dezamorsat prin sinceritate, printr-o sinceritate chiar foarte dură, pe care uneori politicienii o practică strategic. Bun. Iarăși o întrebare interesantă în sondajul IRES. Dumneavoastră sunt întrebați cei care răspund. Credeți că președintele Klaus Iohannis știa sau nu știa despre incidentul din SUA în care a fost implicat Florin Câțu? Și iată rezultatele. Președintele știa, cred 53% dintre români. Președintele nu știa, spun 35%, nu știu, nu răspund 11%. E interesantă această percepție, pentru că președintele a lăsat impresia, domnul Câțu de altfel a și spus foarte clar că nu i-a spus domnul Iohannis, și asta e și impresia pe care a lăsat-o Palatul Cotroceni. Deși nu a comunicat apăsat și în mod direct lucrul ăsta. Românii însă cred că domnul Iohannis știa. Sigur că este un raționament ipotetic acesta. Absolut. Și aici președintele României, dacă ar fi răspuns la întrebarea asta pe care presa i-a pus-o,
cred că ar fi reușit să aibă un procent mai bun aici, pentru că aici are alături doar pe susținătorii cei mai puternici ai președintelui, cei 30-35% dintre cei care au mare încredere sau încredere în președinte, sunt aceștia care îl apără până la urmă pe președinte. Restul opiniei publice îl crede pe președinte ca fiind părtaș oarecum la această informație, deși rațional cred că ne putem închipui că președintele n-a știut. Ce credeți că ar trebui să facă acum președintele Klaus Iohannis în cazul lui Florin Câțu, după dezvăluirile cu privire la incidentul din SUA? E o întrebare pusă și aici rezultatele sunt unele interesante. Cred că este următorul slide. E interesant însă și ăsta. Haideți să rămânem, dacă tot l-am afișat, la acesta. Premierul Florin Câțu a spus că președintele PNL Ludovic Orban știa despre această situație în acest context. Dumneavoastră, credeți că Ludovic Orban a procedat bine sau rău atunci când l-a propus pe Florin Câțu pentru postul de premier? A procedat rău, spun 73% dintre cetățeni. Da, aici se continuă, de fapt, plata pe care o face, imaginea proastă pe care a făcut-o Florin Câțu cu această ocazie, pentru că la alți indicatori, pe care nu știu dacă o să-i mai pomenim în această seară, de exemplu când era vorba de cine va câștiga alegerile în PNL, în general oamenii spuneau în sondajele trecute, de săptămânile trecute, spuneau că Florin Câțu are prima șansă să câștige alegerile în PNL. Astăzi, în schimb, și proporția celor care cred în acest lucru, ca procedat rău punându-l prim-ministru, s-a schimbat. Oarecum, sigur că nu opinia publică va hotărâi cine câștigă, dar este inversată tendința. Tocmai pentru că ați menționat acest sondaj, o să-i rog pe această parte a sondajului, o să-i rog pe colegii din regie să mergem direct la acest slide, în pagină 5-6, cred că este a treia și a patra întrebare. Sunt trei întrebări. Prima întrebare sună cam așa. Dintre Ludovic Orban și Florin Câțu, cine credeți că este cel mai potrivit pentru funcția de președinte al PNL? Și iată ce răspund cei chestionați. Ludovic Orban, 42% dintre respondenți cred că e potrivit. E ce spuneți dumneavoastră acum? Opinia publică aici este conservatoare și îl taxează pe premier pentru funcția de prim-ministru pe care o are și sunt nemulțumiri legate de asta. În sondajele trecute însă era destul de pronunțată egalitatea aici între cei doi. Deci se pare că în imaginea publică Florin Câțu a pierdut și ca premier, dar și ca și candidat la președinția Partidului Național Liber. O altă întrebare din sondajul IRES. Dintre Ludovic Orban și Florin Câțu, cine credeți că va fi următorul președinte al PNL? Aici rezultatele sunt similare. Ludovic Orban, 47%, Florin Câțu, 30%. Diferența nu mai este atât de mare însă. Se vede că înainte la această întrebare răspunsul era Florin Câțu pe primul loc că va câștiga, chiar dacă oamenii considerau mai potrivit pe Ludovic Orban, dar aici este vorba de un fel de pariu pe care oamenii îl fac, pentru că nu oamenii votează la congresul PNL și mai degrabă ca la fotbal, încearcă să facă o prognoză despre cine ar putea să câștige. Dumneavoastră credeți că Florin Câțu merită să fie președinte al Partidului Național Liberal? De ce atât testați ce și închipuie că vor alege cei din PNL? Testați acum, iată, felul în care se poziționează emoțional față de premierul Florin Câțu, candidat la șefia PNL. Nu spun 72%. Așadar, deși nu cred că ar merita, mai mulți sunt mai puțini cei care însă cred că va pierde șefia partidului, mai puțin cu 30%, 42% era acolo, 30% aici. E foarte interesant, pentru că dumneavoastră în spate aveți, atunci când profilați un cetățean care răspunde la un astfel de chestionar, aveți profilată și vârsta, studiile, ocupațiile, venitul, dar și orientarea politică. Și intenția de vot sau orientare politică, mai mulți indicatori de regulă. Alegătorii PNL, cum vi se pare, uitându-vă pe date, că s-au poziționat față de acest scandal? Alegătorii PNL se află în acest moment într-o cumpănă. Sunt aproape la egalitate între cei doi candidați.
cu mici lucruri care 2-3% în față pentru unul sau celălalt din candidați în funcție de indicatori. La ei nu este ca la întreaga opinia publică până la urmă. Opinia publică ține mai mult cu Orban pentru că are sentimentul că, sigur, într-un fel ajută la scandal. Orban pare pierzătorul în această bătălie în care un grup de la guvern a monopolizat cumva conducerea Partidului Național Liberal. Opinia publică ține cu cel mai slab în situația asta. Asta se întâmplă și cu galeriile de la fotbal. Ce se întâmplă însă aici este un lucru interesant. E adevărat, Florin Câțu are susținători mai mulți în Partidul Național Liberal decât în celelalte partide. De altfel, noi am investigat aici și încrederea pe care votanții celorlalte partide o au în guvernul Câțu. Și cea mai mare încredere în guvern o are Partidul Național Liberal. 17% dintre cei din Partidul Național Liberal, care votează Partidul Național Liberal, au încredere în acest guvern, doar 17%. Pe când celelalte partide, UDMR-ul sau USR Plus, au încredere undeva în jur de 10-11%. Asta înseamnă că acest conflict, care este nu numai un conflict în interiorul Partidului Național Liberal, un conflict, să zicem, o competiție pentru președinție, care o putem privi și dintr-o cheie democratică, dacă ne gândim bine. Dar dincolo de asta s-au acutizat și polemicile între Partidul Național Liberal, cele două echipe, deci, și ce parteneri. Spuneți că această competiție din interiorul PNL nu trebuie văzută doar prin cheia intenției de vot, a pierderii sau a câștigului unei noi clase de votanți liberali, dar trebuie să se uite toate partidele din coaliție și la ce pierd sau câștigă fiecare dintre ele. Exact. USR Plus, ce pierde și câștigă din cauza acestui scandal, acestei lupte electorale din PNL, la fel și UDMR. Este un punct de conflict între cele trei partide aflate la guvernare, sau cele patru partide, dacă punem plusul ca de diferit. Este un punct de conflict între ele, faptul că, de fapt, toți pierd din vina lui Câțu, ca să spunem așa, așa interpretează celelalte partide. Că dacă competiția dintre Câțu și Orban ar fi un pic mai elegantă sau ar respecta mai multe reguli, atunci nu ar pierde coaliția aflată la guvernare. Ceea ce se întâmplă în încredere, se vede că guvernul pierde foarte mult în încredere. Guvernul are în acest moment o încredere care rar o vedem la partide care se află încă, să spunem, în primul an de guvernare. 22% am măsurat acum. A fost și în jur de 30% la un moment dat, dar s-a dus, s-a prăbușit în această perioadă și aici, între toate partidele. Și s-a născut un conflict între partide pe această temă. În plus, era și tema mai veche, a împărțirii puterii în această coaliție, pentru că de la început, oarecum făcând președintele partidului Orban în speță, făcând această negociere, de la început s-au simțit lezați cei din Partidul Național Liberal și o parte din această fisură din partid a fost generată de Florin Câțu și celălalt, tocmai pe această temă a negocierii proaste pe care Orban, sau percepției lor că Orban a făcut o negociere proastă în împărțirea ministerelor, dând ministere foarte bune celor de la USR Plus, doar pentru a-și păstra funcția de președinte al Camerei Deputaților. Deci este un nod de conflict aici, în care strică și relațiile în interiorul coaliției. Mai sunt câteva întrebări interesante. Uitați la pagina 5, a treia întrebare. Premierul Florin Câțu spune că nu s-a gândit nicio clipă să își dea demisia. Dumneavoastră, sunt întrebați cei care răspund, ce părere aveți despre decizia premierului? Sunt interesante răspunsurile aici. Este bună 30%, este proastă 66%. Emoția e cea care vine și generează astfel de răspunsuri? Emoția. Oamenii s-au obișnuit în România cu a cere demisia. Asta este și, de fapt, o fel de instituție a demisiei pe care o cere întotdeauna opoziția, dar și opinia publică alături de opoziție. Deci oamenii consideră că demisia este o modalitate prin care cineva își poate spăla păcatele din politică. Și aici Florin Câțu a ajuns destul de repede la această concluzie a oamenilor. Cred că aici este influențată și de modalitatea în care evoluează în acest moment pandemia și vine, este o frică de valul al patrulea al pandemiei, de ceea ce se va întâmpla în viitor. Este o creștere a prețurilor, am văzut în alte studii ale noastre, și creșterea inflației care i-a speriat pe oameni și aici cumulează această emoție legată de
cariera lui și de modul în care a trăit înainte de a fi premier, dar și în ceea ce privește grijile cotidiene, modul în care efectiv se exercită guvernarea în acest moment. Vă propun să ne întoarcem puțin la acel clasament al formațiunilor politice în perspectiva unor ipotetice alegeri parlamentare duminica viitoare. Întrebarea standard în cele mai multe, sondaje de opinie, întrebarea de pe pagina 1, a doua întrebare. Pentru că aici vedem din nou acea formațiune politică, care s-a aflat până la ultimele runde de alegeri sub radarul multor și analiști și politicieni. Aur, 14%. Cum vedeți că a evoluat această formațiune odată ce a intrat în Parlament? În prima parte a activității parlamentare, în care AUR a continuat retorica electorală, o retorică bazată în principal pe un patriotism exacerbat, pe o luptă cu corupția guvernanților și a tuturor celor care au fost înainte, făcând o epopee legată de modul cum se fură țara, AUR a crescut destul de mult. La un moment dat, de la 12% au ajuns înspre 20%. Chiar Diana Șoșoacă ajunsese la o încredere de 18%, depășind unii președinți de partid din acest moment. Ce s-a întâmplat după în Parlament? Scandalurile interne ale AUR, eliminarea Dianei Șoșoac, apoi anumite devieri, să spunem, ale partidului în ceea ce aștepta publicul de la ei, a făcut să ajungă undeva la 13-14% într-o zonă în care stagnează. Însă un partid de genul AUR folosește o ocazie electorală, de exemplu, foarte bine, pentru că retorica lor este fără inhibiții, retorica lor este una liberă, care nu ține de regulile democrației câteodată sau ale egalității sau ale fair play-ului politic, și atunci acest tip de discurs mai puternic, să spunem, electoral, produce salturi în perioada de campanie. Însă, prin contribuția parlamentară, nu poate să câștige foarte mult. De fapt, opoziția în general are în acest moment puține mijloace pentru a câștiga procente importante. Nu poate trece moțiuni de cenzură, nu reușește, nu este primită de cei de la guvernare să se asocieze la proiecte pozitive. Așa Dar încât... de PSD este primită să se asocieze? Sigur că Partidul Social Democrat, ca partid de opoziție, participă, face proiecte, acceptă ca AUR să adere la emoțiuni sau la alte lucruri, însă Partidul Social Democrat n-a lucrat împreună la niciun proiect. Și de fapt, întotdeauna, dacă ne uităm, și chiar și atunci când AUR votează anumite proiecte ale PSD, votându-le ca fiind împotriva puterii, face întotdeauna delimitarea față de PSD, considerând că PSD totuși a condus mulți ani și este vinovat pentru ceea ce se întâmplă. Deci nu are, evident, că niciun sprijin din partea PSD pentru a lucra împreună. Am să vă citesc un scurt fragment. Sunt doar câteva cuvinte și vă propun să facem un test. Obiectivul național de a produce tot ceea ce se poate produce în România. Cui credeți că aparține această țintă? Poate să aparține lui Ludovic Orban, lui Marcel Ciolacu sau lui Eugen Simion, lui George Simion, oricăruia dintre cei din clasa politică în acest moment. Pentru că a produce, folosind resursele naționale, până la urmă, este... Okay. Un imperativ care nu este apărarea, neapărat. Vă mai dau câteva elemente. Apărarea valorilor care definesc poporul român, cu specificul nostru tradițional, religios creștin, multicultural, multietnic și în același timp prin promovarea principiilor democratice de dezvoltare economică. Ludovic Orban. Așa este. Sunt extrase din moțiunea domnului Ludovic Orban.
Ați spus inițial însă Ludovic Orban sau Marcel Ciolacu sau Simion de la AUR. Și în programul Partidului Social Democrat, eu știu că există o componentă destul de serioasă legată de patriotismul economic, unde a produce în țară, mai ales chestiunile strategice în perioada pandemiei, a fost unul din imperativele pe care le-a discutat electoral. E o linie de câștig electoral această direcție? Este o linie de câștig electoral. În zona Europei, în general, asta demonstrează, am văzut și studii americane strategice privind Europa. În această pandemie, în această criză, este o întoarcere la suveranism în diferite forme. Forme mai extreme, cum este Ungaria, să spunem, sau Polonia în anumite momente, dar și forme, să spunem, mai light, care înseamnă întoarcerea spre a un fel de autohtonism în a produce ceea ce înseamnă tot ce înseamnă produse critice în zona securității, în zona critică, în zona medicală. Și credeți, domnule Dâncu, că așa va arăta campania electorală din 2024? Aceasta va fi principala temă? Înțeleg. Ăsta a fost și motivul pentru care mi-am permis să vă supun acestui test. Înțeleg că ați identificat trei lideri care s-ar bate pe acest mesaj. Pe tipul acesta de mesaj se vor bate. Va fi importantă doar retorica și argumentarea, care va fi diferită. Ce am văzut însă la Ludovic Orban, de exemplu, mai nou, este o preluare a foarte multor teme de stânga și a unor teme care, mă rog, introduse într-un program al Partidului Național Liberal, devin dintr-o dată populiste, pentru că știm că nu se armonizează cu restul din proiect. No, și reciprocul reproș ar putea fi valabil, teme de dreapta sunt introduse în programul PSD. Nu există astăzi o disciplină legată de ideologia de stânga sau de dreapta. Dacă ne uităm bine, partidele s-au ideologizat. Partidele nu mai au intelectuali la vârful lor și nu mai pot să metabolizeze idei. Și atunci, programul partidelor seamănă foarte mult, eu fac câteodată studii și în fiecare campanie mă uit să vedem prin analize de conținut care sunt lucrurile care intră în toate programele, în trunchiul comun al ofertei electorale. Și dacă ne uităm așa, peste 50% din proiecte și idei, 60, câteodată 70, le găsești la toate partidele, la primele trei partide, să spunem. Restul, diferențele se fac pe chestiuni foarte, foarte mici. Deci nu o să mai vedem o distinție între stânga și dreapta în viitor, pentru că partidele nu mai, din păcate, au renunțat la ideologie. Și au renunțat la ideologie și prin asta au renunțat la valori, pentru că ideologie sunt valori. Și o ultimă întrebare, un răspuns foarte scurt am să vă solicit. Cu cine este mai confortabil PSD în fruntea Partidului Național Liberal? Cu domnul Orban sau cu domnul Câțu? Cu niciunul. Niciunul dintre ei nu este pentru noi un posibil partener. Un partener chiar în opoziție, chiar în relație de opoziție, unul cu care să putem în acest moment constitui un proiect de priorități naționale pe care să-l urmăm în viitor, indiferent cine vine la guvernare. Am văzut guvernarea Orban în care a respins orice propunere legată din partea Partidului Social Democrat și îl vedem pe Florin Câțu, care și-a făcut campanie doar anti-PSD. A venit în Parlament, n-a vorbit despre proiectele lui, ci a vorbit mai degrabă, a făcut dialog cu sala sau ne-a spus că el de fapt luptă pentru a învinge PSD-ul. Aici nu PSD-ul era obiectul. Obiectul și subiectul discuției era criza. Dar deci pentru noi niciunul dintre cei doi nu este potrivit. Am făcut studii, așa văzând opinia publică, ce spun oamenii, s-au obișnuit parcă mai mult cu Orban, ca făcând parte din mainstream-ul politicii, să spunem, și fiind oarecum mai previzibil decât Florin Câțu. Dar pentru noi niciunul nu este convenabil. Am vrea un lider liberal, tânăr și care să se centreze mai mult pe dezvoltare și mai puțin pe polemică politică și mai puțin pe, să spunem, financiarizarea politicii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Dâncu, pentru discuția din această seară. O să vedem și liberalii ce lider ar prefera la PSD. Invitați după o scurtă pauză.